Timaur, Teodorovici, explicai despre gafa cu salariile, ministerul exist. A fost scandal cu salariile bugetarilor în ultimele zile. Ministerul de Finance, condus de Eugen Teodorovici, a publicat un ordin în Monitorul Oficial în care sunt enumerate instituțiile publice care vor primi bani de salarii înainte de pas subliniere. Potrivit deciziei semnate de Teodorovici, vor primi bani în avans de sărbător sublinierei angajații Ministerului pentru Consultare Public sublinierei Dialog Social, minister care nu mai există din ianuarie. Într-o intervenție telefonică la Antena 3, Teodorovici a spus vineri că în ordinul său nu s-a strecurat nici o gafă, ministerul existând în continuare. De cel puțin două săptămâni de zile, Ministerul de Finanțe a discutat cu fiecare ordonator de credite, pentru a vedea dacă la nivelul acelei instituții se dorete sau nu se se acorde anticipat salariile pentru sărbătorile de partii. Dacă ne uităm, din punct de vedere legal, acest minister există, pentru ce protocoalele acum este prevăzut de actul normativ care spunea ce acest minister dispare trebuiau făcute niște proceduri ulterioare de semnare. Având în vedere ce acest minister încă există, cererea nu se poate face decât din partea acelui ordonator de credite, pentru ca acei oameni să îi primesc salariile anticipat. Nu am făcut nimic. Totul este conform legii cadrului legal actual, a spus Teodorovici, care a subliniat ce va da un premiu celui care va descoperi o gafă făcut de el.